Salutare! Hai să vă spun o experiență inedită pentru mine. Am fost prima oară la un barbershop. Cum am ajuns acolo? Pur și simplu am plecat nebărbierit la o întâlnire, mă grăbeam. Și când m-am uitat în oglinda retrovizoare, pe oglinda de sus a mașinii, și mi-am văzut fața, eu nu prea obișnuiesc să mă uit foarte mult în oglindă la cum arăt. Am zis, oleo, cum mă duc eu cu barba asta așa? Era. Mă rog, exagerez, era, da, era. Și zic, hai să mă opresc la un barbershop, că mi-aduceam eu aminte așa pe vremuri, cum când eram eu mititel și se așezau oamenii pe scaunul barbierului și venea ăla cu spumă și cu... Eram fascinat. Și zic, hai să mă duc să mă barbierez și eu. Eram în centru. Intru în prima barbierie. Zice, vreți să vă tundeți? Nu, vreau să mă bărbiesc. A, păi trebuie cu programare. Păi zic, de ce? Păi nu e băiatul care bărbirește. O, e un băiat special care bărbirește. Ok. Plecat. Pe drum mă gândeam, dacă îi dădeam eu băiatului ăluia niște bani și zic, ia mă, tu banii bărbierului, lasă-mi, dăm briciu și lasă-mă pe mine să mă bărbieresc. Aia a fost. Pun pe Waze. Tot în centru eram. Ajung la următoarea. Închis. Terminat. Era în desființare. Ajung la a treia, am niște băiețași tinerei, foarte drăguței, da, ce doriți să faceți? Să vă tundeți? Nu. Eu așa cu sfială zic că aș vrea să mă bărbiresc, că știți, am plecat de acasă așa și trebuie să ajung rapid undeva, urgent. Da, sigur, nicio problemă. Aveți programare? Eu zic, n-am. Lăsați că nu-i nimic. A venit coleguțul, tinerel și el, m-am uitat așa, voi o fi specialist, nu. Și a venit, cum vă spuneam, foarte dornic să facă treaba și lăsați-vă aici pe scaun, pac, pac, zice cu ce vreți, cu mașina, cu bormașina, cu baia, cu bzz, 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 bzz. Mașina era aia de tuns, una micuță așa foarte fină, zic, nu, frățioare, n-ai cumva briciu? Ba da, vreți cu briciu? Zic, da. Scoate-l briciulețul. Îl șterge frumos, cu spirit, cu nu știu ce, ia o lamă nouă din pachet. Ei n-au voie decât cu jumătăți din alea de la mine. O pune acolo, tacticos. Și vine cu un fâs-fâs de ăla. Și mă dă și îmi dă pe față. Într-o primă față zic că nu e barba. În fața, apropo, în fața scaunului, a oglinzii, nu avea chiuvetă, asta m-a uimit. Zic, cum lucrează el fără chiuvetă? Zic, Doamne Dumnezeu, cine știe, face el ceva. Și, cum vă spuneam, dă cu fâs-fâsul ăla de apă, pune mâna pe brici și începe să ne poate cu cei de... Simțeam ca gață în barbă. Zic, ne poate cu cei de tu acolo, că cam agață. Deci, cu apă. Ce a făcut? Cum cu apă? Păi, nu, credeam că dai cu un ulei ceva sau ce aveți voi ceva. Deci nu avem apă. Păi,
Zic eu, am firul gros, am 50 de ani, nu mai merge cu apă la mine. Oh, și cu ce? Vreți cu spumă? Păi zic, da. Zice, nicio problemă. Mă, băiețelul avea tot interesul să facă treaba, adică se vedea că chiar vrea, era hotărât. Și ia un flaconaș, și pune pe deget un gel așa de, zice că e ăla de Durex. Pune pe deget așa. Eu nu înțelegeam, eram uimit, zic, ce Dumnezeu face, de ce să chinui așa? Zic, da, cu pămătuf? A, nu, că ne descurcăm așa, nu? Doamne Dumnezeule! La un moment dat, eram eu curios, zic, mă, pot să mă uit la șavetă, că așa se numește aia cu lamă. Zic, pot să mă uit un pic la ea? Mă, era micuț așa. El zice, da, sigur, nicio problemă. Mă, era micuț așa, parcă era o jucărie de copii japoneză. Un brici din ăla japonez. Și zic, pune, nu știu, mă știu chiar să-mi pună puțin gel din ăla Durex, de la și avea el acolo pe mână. Jap! Am tras de două ori, jumătate de obraz era curat. El era... Băi, frățioare, și s-a chinuit cu mine săracul, s-a chinuit, nu pot să zic că s-a chinuit. În unele zone nici n-a reușit, a luat mașina electrică. A luat-o pe aia cu... aia electrică cu grilaj. S-a chinuit și cu aia cu pietene și cu aia cu grilaj. Și a fost pe el săracul. La final... zice, haide să vă spălați la chiuvetă. Era chiuveta pentru spăla la cap, care era în colțul ăla, deci când aveam chiuvetă în față. Și m-am spălat puțin pe față. Deci vreți și aftershave? Evident că vreau. Măi, rezultatul... nu știu, față de pretențiile mele... departe de ce trebuia să fie, departe de ce trebuia să fie. Drept pentru care am ajuns la hotel asta. Paseară eram prea obosit ca să mă mai bărbiresc. Dar astăzi trebuie să mă bărbiresc din nou. Deci, stăteam și mă gândeam așa, băi frate, cum mă bărbieresc eu singur? Și ce tehnic și ce... Păi, mamă, mi s-a uscat asta pe față. O să se desfacă. Deci ce fac eu e artă, frate, e tehnica străbunilor. Îmbunătățită cu ultimele chestii pe care le-am mai descoperit ăștia, pe care datorită internetului le-am aflat, le-am citit, le-am... Deci nu, e ceva de... E departe de ce trebuie să fie. E departe de ce trebuie să fie. E la lumină de ce trebuie să fie. Nici nu știam că spuma asta, dacă s-o usucă, începe să sară. Iar m-am luat în... Nu. Da. E foarte departe de ce trebuie să fie. Chestia e că
Eu n-am bărbierit în viața mea pe nimeni, pe nimeni în afară de mine. I-am și spus copilului, eu nu m-am bărbierit niciodată într-o frizerie, niciodată, în viața mea. Bă, și sper ca ultima oară să fie când mor băga ăștia la 2 metri. Păi ce fac eu, e artă, frățioare. Deci dacă aș putea să-mi deschid o... Nu știu, dacă... N-am încercat să bărbieresc pe nimeni, dar dacă aș... Aș... Dacă aș învăța, dacă m-aș antrena puțin să bărbieresc, aș cineva. Dar în mod sigur ar spune ăștia, păi ce bărbier să fii tu, că n-ai cursuri, n-ai, trebuie să urmezi, trebuie să faci, trebuie atestat, vine ANAF-ul, vine dracu, vine... Așa e România. Uite ce frumos! Și ca experiență, ce să zic? Nu știu, mi-e greu, că băiețașul ăla chiar și-a dat silință. Dezastru. Deci dezastru. Dezastru. Băiatul m-a întrebat, zice, cum a fost, când auzi că sunt prima oară la bărbierit, zice, cum a fost experiența? Și mintea mea era, ce Dumnezeu să-i spun? Nu știam ce să-i spun. Era ceva ciudat, pentru că era o... Și poate e mult spus conflict între generații. E mult spus conflict între generații. Nu știu, a fost o experiență ciudată, asta i-a și spus, zic ciudat. Ciudat. Ciudat să te duci să te bărbierezi, să nu ai chiuvetă în față, să nu existe pămătuf, să nu existe spumă. Ciudat. Nu. Ciudat. Au rolele alea ca pe vremuri care se învârt, sunt spiral așa. Au bricele afișate pe acolo. În siglă. Nu știu, dragii mei. Senzația mea e că trăiesc așa într-o butaforie sinistră. Asta e. Am senzația că trăiesc într-o butaforie. Mulțumesc frumos, toate cele bune!